Inalupeni din Valea Jiului își va opri definitiv activitatea până la sfârșitul anului 2024, iar în următorii 2 ani, în perimetrul minier, vor avea loc lucrări de închidere și ecologizare. În mina de cărbune mai lucrează vreo 700 de oameni, iar numărul lor va fi redus în urma disponibilizărilor la circa 500 până la finalul anului 2024, la 300 în următorul an și la maximum 20 în anii 2026 și 2027. Recent au început lucrările de demolare a unora dintre clădirile fostei exploatări miniere din Lupeni. Sunt vizate construcții și instalații din zona Minei Sud din Lupeni. Închiderea în etape a exploatării miniere Lupeni a fost organizată conform programului de închidere definitivă a exploatărilor Lupeni și Lonia stabilit de Guvernul României și de Comisia Europeană. Aflată în ultimii ani a existenței sale, de peste un secol și jumătate, mina Lupeni din Valea Jiului a devenit tot mai vulnerabilă în fața grupărilor de hoți, la fel cum s-a întâmplat și cu alte foste uzine din Hunedoara. Hoții nu sunt singura problemă cu care se confruntă municipiul Lupeni odată cu închiderea minei de cărbune. În ultimii ani, orașul din Valea Jiului a pierdut circa un sfert din numărul său de locuitori. În 2011, municipiul Lupeni înregistra o populație rezidentă de aproape 24.000 de locuitori, conform Institutului Național de Statistică. Numărul locuitorilor din Lupeni a ajuns sub 19.000, potrivit rezultatelor publicate în 2022, în urma recensământului populației și locuințelor din România. Oamenii din Lupeni se așteaptă ca închiderea minei de cărbune să accentueze problemele sociale cu care se confruntă municipiul, unul dintre cele mai izolate din România. La fel ca și în alte orașe ale Văii Jiului, și în Lupeni, investițiile menite să echilibreze situația economică precară în care au intrat după declinul industriei cărbunelui au fost mult mai puține decât sperau localnicii. Valea Jiului este caracterizată de o piață de consum limitată cu acces dificil, precum și de un număr redus de lucrători calificați, dintre care foarte mulți au migrat în alte regiuni sau țări și nu sunt dispuși să se întoarcă în absența unor dovezi constante că Valea Jiului se află pe traiectoria unei creșteri durabile. Arăta documentul Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului între anii 2022 și 2030. În Lupeni, prima mină de cărbune a fost deschisă în anul 1881, iar de atunci activitatea minieră s-a derulat aproape fără întrerupere, în ciuda unor evenimente care au marcat istoria minei Lupeni. Unul dintre ele a fost greva minerilor din august 1929, considerată una dintre cele mai sângeroase manifestări de protest din Valea Jiului. Revoltele au avut parte de represalii sângeroase ale armatei, în urma cărora peste 20 de oameni au murit și peste 200 au fost răniți. Numeroase accidente miniere au răpus de-a lungul timpului sute de mineri din Lupeni. Primul mare dezastru a avut loc în 19 octombrie 1917, când o explozie puternică în mina Elena din Lupeni s-a soldat cu 57 de morți. Tragedia care a făcut cele mai multe victime în Lupeni s-a petrecut în 27 aprilie 1922 în mina Aurelia. O explozie provocată de acumularea de gaz în mina de cărbune a dus la moartea a 82 de mineri și rănirea altor 14 oameni, din cei peste 100 de oameni care intraseră în acea dimineață în șut. În ultimii ani, numărul accidentelor din mina Lupeni a fost redus, deși condițiile de lucru ale muncitorilor nu s-au mai îmbunătățit. Motivul principal l-a reprezentat reducerea activității miniere. Mai puțin de 2000 de oameni mai lucrează în cele 4 mine de cărbune din Valea Jiului, aflate la Lonia, Livezeni, Lupeni și Vulcan. Iar numărul minerilor din bazinul carbonifer va scădea în următorii ani, odată cu închiderea etapizată a exploatărilor până în jurul anului 2030. Atunci, după aproape 2 secole, Valea Jiului va rămâne oficial fără mineri. Odată cu închiderea minelor de cărbune, cele 6 orașe din Valea Jiului își pierd pe rând statutul de localități miniere. Unele, cum este Lupeniul, l-au înlocuit deja cu cel de stațiuni turistice de interes local, acordate de statul român, mai ales datorită zonei extrem de ofertante în monumente ale naturii. Turiștii se lasă însă așteptați în vechile orașele cărbunelui, înconjurate de ruine miniere, pe care doar le tranzitează în drumul lor spre stațiunile montane Straja și Părâng, ori spre Transalpina și Retezatul Mic. În Lupeni, râul Jiul de Vest desparte cartierele orașului cu vreo 20.000 de locuitori de zona industrială, întinsă pe sute de hectare, acoperite cu clădiri și instalații uriașe.
Numeroase construcții industriale din Lupeni au fost dezafectate în ultimele decenii. Unele clădiri miniere nu mai sunt folosite de ani buni, iar paragina a pus stăpânire pe ele. În vecinătatea minei, clădirile fostei mari uzine de fibre textile Vâscoza sunt prefăcute în ruine de peste două decenii. Din mijlocul lor se înalță, la peste 200 de metri, turnul de evacuare a fumului, construit în anii 70 și abandonat odată cu închiderea uzinei Vâscoza de la sfârșitul anilor 90. Deasupra orașului Lupeni, părând agățate de versanți, o mulțime de case vechi, tradiționale, ridicate de momârlani, împodobesc munții. Municipiul Lupeni din Hunedoara este înconjurat de munții Vulcan și Retezat și oferă o mulțime de atracții turistice amatorilor de călătorii în natură, chiar dacă unele dintre cartierele sale sunt mai puțin ofertante pentru turiști, din cauza aspectului lor sărăcăcios și mai puțin îngrijit, dar și a arhitecturii lor specifice orașelor muncitorești dezvoltate în timpul regimului Ceaușescu. Cel mai popular loc din împrejurimile Lupeniului a rămas stațiunea Montana Straja, aflată la 8-10 km de municipiu, accesibilă cu telegondola și pe un drum care leagă municipiul Lupeni de zona turistică aflată la circa 1600 de metri în altitudine în munții Vulcan. Straja este vizitată mai ales iarna, când mii de turiști ajung aici săptămânal pentru a se bucura de frumusețea acestor locuri și de pârtiile de schi.
Thank you.
Thank you.